mamă, o să cred că mănânc așa ceva. Salutare, oamenii, și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi filmăm un vlog în care mănânc doar mâncare vegană pentru o zi întreagă, fraților, da, știu. Sunt la dietă și nu știu ce o să fac, pentru că știm foarte bine că atunci când ești vegetarian e foarte greu să ții proteinele din sursele pe care le ai la dispoziție pentru a le mânca. O să fie o zi destul de grea, dar am încercat să iau alimente foarte, foarte ușor de preparat, ca să vă fie și vouă ușor să vă dau niște idei noi în caz că nu aveți idei și vreți să vă apucați de un astfel de regim pe care nu prea vi-l recomand, deoarece este destul de bogat în legume și, da, nu știu, eu nu pot să renunț la carne. Hashtag love carne. Haideți să trecem la prima masă. Ce am ajuns să mănânc? Tofu, suitable for vegetarians and vegans. De unde? Pentru mine nu-i deloc ok. Aici aveți și macronutrienții. Mamă, câtă grăsime. Nu pot să cred că mănânc așa ceva. Dar cred că o să pun acest tofu în tigaie să-l prăjesc puțin, că sigur are un gust de căcat. Și ce, că ar trebui să-l mâncăm după, ce credeți? Ia uite, Furie tofu. Primul taste test, îl fac cu voi. Mamă, nu pot să cred că mănânc așa ceva. O să-i pun oricum niște ketchup peste, că e vegan, nu are lapte sau... știi ce zic? Și da, haideți să-i dăm drumul la timelapse ca să nu spuneți că vă mint sau cine știe ce. E gata și ovăzul. Jumătate de cupă din această pudră proteică vegană, care după părerea mea este foarte sănătoasă, provine doar din surse vegetale și de asemenea fructe, adică din câte se poate vedea provine doar din elemente naturale, cum ar fi brocoli, spanac, cale, varză, ceai verde, zmeură, banană. Numai și numai chestii sănătoase mănânc eu astăzi într-o zi în care devorez doar mâncare vegană. Deci până și în ziua aceasta eu încerc să mănânc mâncare sănătoasă. Aveți încredere în mine, această pudră proteică în orice caz am cumpărat-o de la Decathlon, bănuiesc că există și online. O am de mai mult timp, o am cred că din vară, nu prea am folosit-o că nu are cel mai strălucit gust, dar haideți să punem jumătate de cupă și să devorăm. Deci avem 100 de grame de ovăz și 100 de grame de banană, iar lângă acest ovăz o să mai am și înghețată făcută din, stați puțin, acest iaurt. Iar lângă ovăz o să mai am și o înghețată, da, este vegană, este făcută chiar din acest iaurt de la Alpro, din soia natural. Și îndulcit cu Flav Drops, aromă de caramel. Chestia asta o să vă salveze viața efectiv dacă sunteți la dietă sau în orice situație, are cea mai bună aromă. Haideți să dăm drumul la timelapse pentru că nu mai pot de foame, boșilor. Deci dacă voi sunteți vegani și vă uitați în momentul acesta la clipul ăsta și nu știți nimic de pastele acestea, măcar că existau pe piață, înseamnă că nu sunteți niște vegani adevărați. Voi știați că aceste paste au efectiv 11,3 grame de carbohidrați și niște paste normale cred că au vreo 40 de grame și 42 de grame de proteină. Uitați! Dacă s-o și focaliza...
Deci macronutrienții aceștia sunt efectiv perfecți. N-am mai văzut niciodată niște macronutrienți atât de perfecți la niște paste. Acum, pentru următoarea masă, o să preparăm 100 de grame din aceste paste cu 400 de grame de mazăre și 250 de grame din acest sos pe care l-am cumpărat tot de la Mega Image. Dacă s-o și focaliza așa perfect. Ambele sunt vegane, bineînțeles, nu vă ard. Și cred că o să împart porția aceasta imensă care o să iasă în două porții și o să le mănânc pe parcursul zilei, le pun în caserole și le devorez. Cred că una după antrenament și una pe timpul zilei, deoarece acum mă duc la sală și bineînțeles că nu o să uit să fac acel timelapse, ca să nu spuneți că vă ard, ci că mănânc de fapt Mac și KFC. Deci am pus pastele din câte se poate vedea la fiert, 7 minute, fix cât scrie pe acea cutie. Am pus și mazărea în tigaie. Apoi, peste mazăre o să adaug acel sos de care v-am spus și cam așa arată rezultatul final. Masterchef! Ce zici, Masterchef? Trebuie să fac un test taste neapărat acum, în momentul. Nu credeam că o să zic vreodată asta, dar efectiv îmi plouă în gură de la o mâncare vegană. Chiar sunt super curios. Ori e din cauza dietei, că încerc ceva nou, ori chiar chestia asta e super bună. Pastele sunt bune rău de tot, chiar vi le recomand, chiar trebuie să vi le cumpărați. Da, deci pastele astea sunt super bune. Au o textură super bună. Și chiar merită să vă cumpărați. Mai trebuie puțină sare. Dacă aveam parmezan, erau perfecte, dar n-am cum că suntem vegani azi. Deci punem mai multă sare. Sunteți vegani și nu știți ce să mâncați pe stradă? Vă este foame? N-aveți castraveții la voi sau dovleceii? Glumesc. Puteți să vă opriți la Mega Image. Veți acolo o sumedenie de alimente, fraților, pentru dieta vegană. Uitați aici, eu am ales falafel și hummus. Rapid, am zis că e prea târziu pentru a prepara o nouă masă, e ora 9:40. Știm foarte bine că sunt la dietă, dacă mi urmăriți vlogurile, dacă nu sunteți niște urmăritori nesimțiți, lăsați un subscribe și aprindeți clopoțelul ca să primiți notificări de fiecare dată când postez vlog și nu uitați să lăsați un like acum dacă mai vreți să vedeți astfel de food challenge-uri. Mă gândeam să fac tot felul de food challenge-uri în ceea ce privește McDonald's, Subway, KFC. Cum să mănânci sănătos în oraș de asemenea. Deci lăsați un like și scrieți-mi în comentarii dacă vreți să vedeți food challenge-uri pe canalul meu. Devorez acum repede falafelul ăsta în mașină ca să mă murdăresc puțin, să fac mâine un interior și revenim din casă. Bum! Avem aici ultima masă a zilei formată din un iaurt cu soia, aromă de afine, și un iaurt din soia plain. Am ales iaurtul cu aromă de afine, deoarece acest iaurt nu se poate înghiți simplu. Dacă nu aveți îndulcitor sau proteină, vă recomand să le combinați. Aici avem iaurtul. Haideți să trecem să mâncăm. Înainte să încep să mănânc, voiam să vă arăt ce am găsit în Mega Image, tot așa, pentru vegani. A costat 6 lei și sunt niște chipsuri din linde, din câte se poate vedea. Scrie aici sus că au cu 40% mai puține grăsimi, nu au zahăr absolut deloc, cum au majoritatea chipsurilor, deoarece știm foarte bine că producătorii încearcă să ne bage zahăr în absolut orice aliment. Acest aliment nu are zahăr, este fără gluten, în cazul în care aveți sindromul celiac sau adică intoleranța la gluten, și de asemenea, după cum v-am mai zis, vă repet iarăși, este vegan. Doar punga are 122 de calorii,
3,9 grame de grăsimi. Puteți foarte bine să băgați pe aceasta subluză atunci când mergeți la cinema, ca să nu mai apelați la popcorn și nachos pline de grăsimi și sare și unt. Da. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un like și un subscribe și de asemenea un follow pe Insta neapărat, deoarece postez nenumărate rețete de slăbit, creștere în masă musculară și antrenamente de făcut acasă, în sală, în parc, pe stradă, oriunde vreți voi și în story neapărat. Eu postez absolut în fiecare zi tot ce mănânc pentru a vă da idei noi, să le aveți și să le implementați în dieta voastră. Dacă vreți să mai vedeți astfel de food challenge-uri, nu uitați să lăsați în comentariu acest lucru. Vreau să mă apuc de food challenge-uri, cred că m-am zis de 3 ori videoclipul ăsta. Și lăsați-mi în comentarii, vă rog, dacă vreți să vedeți astfel de clipuri. Ne vedem în clipuri următoare. Pa, ce-i.